Investigația criminalului de la Caracal continuă. Avem aici de la care taxi sunteți? Napoca, care sunt foarte coerenți, prezenți la deci la subiect, să intrăm în subiect. După cum știți bine, se face multe autostopuri pe bază că nu sunt taxiuri în anumite zone. E adevărat? Acum, dumneavoastră, domnul taximetrist, pentru că vorbim cu dumneavoastră, domnule, avem coerență în vocabular și respect, ați luat de multe ori tinere cu taxiul. Da. Ei, vă pun o întrebare. E corect ca să duci o conversație cu taxi, cu clientela? E corect. Dar bineînțeles, dar nu poți să stai ca mut în mașină. Normal. Dar acum depinde cum o duci. În cazul în care îți intră o fată elegantă, frumoasă, corpulentă, ale țâțe, ale cur, de pe costa de azur, tu, ochii tăi și mintea ta, într-adevăr, ca și la orice om, ca și la orice bărbat, îți fuge în anumite situații și împrejurări. E adevărat, dar... Să nu zici că ochii vede, inima cere și nu e adevărată... La mine nu se aplică, pentru că eu sunt fidel la soție. Fidel la soție, bun. Dar cei care încearcă să scoată în evidență anumite caracteristici dintr-o fată pentru a o induce în eroare în arta sexuală și începe. Ce simpatică ești, ai prieten. Deja aici ce intră? Deja să avansă. Perversitate, perversitate, dă mai încet de radio ăla, perversitate, cum să, perversitate, taximetrist, nu. Sunt din ăștia, sunt. Am auzit eu de la clienți. Dar unde merg? Du-te, e bun și drumul pe aici? Bă, să mergi? La facultate trebuie să merg. La studio, la înregistrare merg eu. Deci, sunt și perversi. Acum, în cazul acestui infractor de la Caracal, da. Ce spui? Uite că încă corpurile nu s-au găsit. Corpurile e cusată cu ața albă. Adică? Ceva nu e în regulă acolo. Adică, dacă nu s-au găsit de atâta timp, ceva nu e în regulă. Bun. Așa, după mintea ta de om... trecut prin viață și cu o anumită vârstă, cam ce ai crede că ar fi acolo? Care ar fi acolo treaba? Zic eu, e o mușamalizare. E o mușamalizare. Zic eu. Aha. S-ar putea ca pe viitor să se dovedească că această persoană... În primul rând, când o suna fata, probabil că nici n-o crezut-o că e în pericol. Bun, asta excludem pe anumite fapte. Foarte multă lume sună la 112 și dă înțeles. Și atunci, normal, eu am văzut în America cum procedează ea. Pune o groză de întrebări, dar, la urmă, ea acționează. Păi dacă ia acționează în serios. Înțeles? Deci iau orice apel în serios. Deci, zici că e cusută cu ața albă. Nu știu ce să zic, dar... Imposibil, ai auzit că ăsta o copilărit cu rămarul. Nu. Da, o asta. Copilărit cu rămarul și a avut același nume de familie cu rămarul, numai că după ce rămarul a fost prins și-a schimbat numele de familie, iar rămarul era tot din Caracal. Domnule, uite acolo la casa cu poartă roșie, gri, alea. Deci, domnule, mare plăcere, continuăm subiectul cu următorul taximetrist, lasă-mă pe aici, pe unde vrei, la revedere, ți-am dat banii. Da, da, mulțumesc. Doamne ajută! Salută prietenii mei de pe sănătate, Doamne ajută! Așa, și contactați-l cu omul de viață, e povestitor. E foarte povestitor. Așa, ceau, ceau prietenii. Domnilor, vom continua demersul anchetei cu... Adică nu anchetei, cu fiecare om ce gândește despre această faptă. Înțelegeți? Deci ce gândește oamenii despre această faptă? Uitați. Ești urmărit?
ești asaltat, mergem să înregistrăm. Revenim. Înțelegeți? La Cluj, mașinile! Mere Viper-ul, bă, mere Viper-ul la mere să filmeze. Domnilor, după cum bine știți, să continuă lucrarea criminalului de la Caracal. Continuăm partea 2 la clip. Taximetristul, acum tinurus. Deci, n-am pus nimic la cale. Întrebările sunt directe. Nu indirecte, de acolo să bată calamantă la biliar. Tinule, ai urmărit emisiunea? Ai avut timp să urmărești din emisiune? Din emisiune, da. Din emisiune, da. Ce spui? O idee așa, după tine, om care a circulat cu mașina, om care a văzut multe la viața ta, și fete tinere, și oameni mai așa cu năbădăi și cu alte tactici, pomohaci și nu știu ce, în fine. Ca și în cazul Elodia, nu mă duc pe varianta Luis Lazarus. Că da? Nu-mi place, l-ai prea deștept pentru noi pătrunii. Mă duc pe varianta... Bă, omule, ce deștept? Lasă-mă să zic. Bine. Mă duc pe varianta domnul Spânu, ziaristul Spânu de la Craiova, parcă e acolo, e acum. Domnul Spânu o dat varianta și cu Elodia și o dat varianta și aici, dar încă nu, încă... Păi zi varianta, încă! Păi care? Păi nu știe nici, nu au dat-o. Păi ce variantă? O să-i zis că o dat variantă. Păi l-am văzut pe România TV, acolo dă-te variante. Eu mă duc pe varianta lui domnul Spânu. Păi bine, mă, omule, ce variantă o da? Varianta Berlin, varianta Calea Tursu, varianta... O să zic că sunt multe acolo și nu... Una din ele! Păi nu le-o dat! Păi și atunci ce variantă? Ei se analizează încă situația. Domnilor, omul e fuicaș. Pentru că, după cum vedeți, circulația e intensă. Pentru că mă iei tu tare. Deci spune-mă, omule, ce variantă mai... Dacă eu însă... Varianta gânditoare a așteptării, să vedem... Dar ce, eu sunt analist? Nu, domnule, pe tu trebuie să dai cu confirmarea ce și cum, după mintea ta. După mintea mea, nu ăla-i vinovatul. Acolo, adică poate că are vină. Bombă, domnilor! Ucigașul de la Caracal nu-i vinovat. A, nu că nu-i vinovat. Dar de unde sunt fetele? Le-au găsit? Le-au găsit ele? Păi, ei au anunțat prin domnul Tucă, să trăiesc domnul, domnul Spână, Tucă. Mă, domnul lasă-mă Spână, acum să... Mâine, zice Spânu. Domnul Spânu a zis că ar fi omul de legătură ăla ce stă acolo jos, așa se uită, că zice că are o privire... Ce privire deci, are? Ăla care e ucigaș, care se zice ăștia, inculpatul, prin prezumție. Omul de legătură, unde sunt fetele, vom vedea. Bun. Deci mă auziți aici, să vă mai spun ceva. Aseară o dat la televizor și-o anunțat, dar și ieri domnul Tucă o postat cum că astăzi, cum ar veni astăzi, se vor... Ți-am zis, e ultima bandă, nu sta în coloană ca proștii, ia colonia că e liber. Nimic, tu domnule. Tu pe acolo te-ai dus și ai rămas fără permis. Eu nu deci, domnilor, o postat unul cum că o primit eu șoptit o păsărică că cadavrul fetei e carbonizat iars acolo. Cu 98 sau 99% dovezi. Înțelegeți? Să nu uităm că Tucă Show, omul ăla în vremuri a ridicat, pe ce program era?
ăla cu Dan Diaconescu. Lasă Dan Diaconescu. Colegi pe Antena 1. A, Ducă? Da. A, pe Antena 1. Pe acolo la Antena eu fost. Ei au făcut antenele. Da, deci asta am vrut să zic. Ce mai tare? Ei au ridicat, deci când era Tucășău, Doamne feri, Doamne feri. În fine, și acum, uite, oameni de aia țara nu merge așa bine cum trebuie. Oameni care reprezintă și ridică o forță, o putere, îți înlăturați. În fine, pentru mine, din partea mea, tot respect. Deci, domnilor, de latinul rus nu putem scoate prea multe, no, că el merge pe variante, pe varianta lui Spânu. Da. Deci dacă tinule, tu viața dacă ta aveți, pe... Dacă voi aveți cu prietenul tău, Luis Lazarus, o altă variantă... Dar pe ăla eu îl frec. Eu pe ăla îl frec. În legătură cu Elodia, păi nu e Elodia. Eu nu vreau să mă iau de... Nu Spânu, acolo e Elodia. Lazarus s-a dat cel mare pe acolo, că a primit 100 de euro pe emisiune și a fost marele anchetator că o găsește pe Elodia de 20 de ani tăi zgropă grenjele din pădure. Înțelegeți? Bă, alo! Cum ca televiziune să trimiți tu handicapuri din astea să iei, să iei la lume să iei... Ce? Nu, mă, cu microfonul să-l... interviu. Interviul. Hă? Cum Dumnezeu, mă, i-ați nebunit la curmă? Înțelegeți? Vă faceți de rușine. Vă faceți de rușine. Acolo trebuie, vedeți, ca și femeia de la 112, care a vorbit. Acolo avem televiziuni mâncava, și că de-aia plătim atâtea canale, avem televiziuni unde arată din America... Frumos este emisiune cu așa ceva, unde femeia e disperată, sechestrată și ajunge din greșeală la un telefon și cea de la 112 care îi răspunde într-o așa postură o aduce, de o liniștește și îi dă puterea și convingerea că în următoarea secundă scapă, deși e încă îi sub nenorocire. Las că te sun eu, înțelegeți? Aici n-avem noi specialiști din ăștia. La 112 trebuie băgați oameni cu psihologia făcută. Am dreptate timp, da. Înțelegi? Să știi să vorbești, să știi să descoși, să știi să... Deci, eu l-aș băga să mor eu la 112 pe Dan Diaconescu. Da, pe ăla nu-l mai lasă să vorbească. Pe nu-l mai lasă să vorbească, că și pe Ceaușescu l-a omorât. Înțelegeți? Pă tu că l-o dat afară. Pă Teo Show o mutat-o de la emisiunea aia mare, o mutat-o pe... Băi, oameni care au reprezentat ceva în televiziune. Și alții și alții. În fine, nu mergem pe partea asta, că noi avem pe partea asta, la altă ucigașul. Dar după mintea ta, îs... De ce dat-o fetele? Cred că nu. Crezi că nu? De fapt, domnilor, Tinu nu citi cărți polițiste, Tinu nu s-a uitat pe Discovery la asemenea întâmplări, la filme, ai fost pe la filme în ultimii răuri, nu te-ai uitat așa? Da, de cum să nu uit la filme? Dar la eu care? Cu Florin Piersic? Florin Piersic a avut alte acțiuni, înțelegi? Nu a avut din astea. Deci, domnilor... Oh, m-am uitat cu actor preferat, Steven Seagal. Bineînțeles. Chuck Norris. Da, te ajunge că ăștia au avut... Ce au avut? Da, ăștia au avut cu răpiri, cu crime, cu din astea. Steven Seagal mai da, dar Chuck Norris ăla... Ăla cum făcea calul din piciură, așa a fost cerșir și dădea cu copita. În fine. Deci, domnilor, dă asta că mă doare măseaua. Mi-ai dat, nici nu ai climă, nici nu ai nimic. Dar lasă-l aici. Păi, da, mă doare măseaua. Am o măsear și pe aia, ești aici ciudă și dușmănie pe aia. Lasă jos. Păi, la picioare, dă-l, că ai mașină din epoca, înțelegi? Dacă o vopsești albastră, te confundă ăștia cu ăla care... zice că lucră împreună. Exact bine că am adus vorba asta. Băi, oameni!
Eu zic că nemernicul ăsta, nenorocitul ăsta, nu lucrează cu nimeni. Eu zic că e pe mâna lui. Nu lucrează cu nimeni. Vă rog să spuneți voi, că acum voi ziceți că-s prost. Cel mai mare infractor al României, să-mi dai răspuns. Infractor care se aliniază prin faptele lui în codul penal până în 10 ani. Aia intră. Furturi, înșelăciuni, escrocherii și alte chestii de genul ăsta. Excludem chiar și proxenetism. Deci, excludem tâlhării, crime și din asta. Vreau să-mi spună unul. În cazul în care vine un pretindător la tine și zice, băi, avem o faptă de făcut. Ieșim de acolo, din fapta asta ieșim cu 1 milion de euro. Dar s-ar putea să se lasă cu crimă. Te duci? Știi ce zici? Mâncă-ți mai 1 milion de euro singur. Înțelegeți? Deci, atât din clanurile din Caracal, că acum opticabele au apă ei, pentru că proxenetism există oriunde, în țară, oriunde în lume. Merg dincolo, e plin de bulgăroice, de rusoice, cehoice, nemțoice, unguroice, românce, Republica Moldova, e plin tătătăt. Nu, eu n-am văzut american, că n-am văzut franțuzoică, înțelegeți? Nemțoică, mai nemțoică, mai ăsta am văzut. Deci, domnilor, e plintă. Vreau să spuneți mie care proxenet să bagă la fază de cu nenorocit. Numai în cazul în care ăsta mai face ceva fapte pe lângă, care, să zic, ar fi cu proxeneță sau cu cineva pe mână și ăia să nu aibă știre de caz. Înțelegeți? Eu zic că la faptele de crimă nu-i cu nimeni. E singur. Ăsta, v-am făcut primul clip, ăsta e partea a treia, o să și le numerotez. Deci, omul e un sadic pervers sexual. Și ca atare, anunț important, o sărit teatru în Barbiz? Da, dar nu avem. Anunț important. Ați văzut ce am zis în primul clip? Ăsta are între 8 și 12 crime. S-ar putea să aibă mai multe. Eu am zis între 8 și 12. Și uitați cum începe să se adeverească. Auziți aici anunț important de maximă siguranță. Verificați acest îndobitocit ucigaș criminal. Verificați la sânge să nu aibă relații de pretinie cu vreun abator sau o incintă. E, unde? Ce, mă? Abator? Da, da. O incintă unde să melestește animalele? Doamne fer. Mă, alo, mă, ce doamne fer? Tu nu vezi că nu o găsește? În câteva ore a dispărut. Și mai verificați, foarte interesant, verificați dacă are prin împrejmuire cimitir, cavouri, bă, ascultați ce vă spun. Și bineînțeles, relații de pretinie la morgă. Bă, în cazurile astea, trebuie să fii apt. Trebuie să fii apt. Să trăiți, că trebuie. Am văzut aseară pozițiorul, acolo la televizor, l-ai văzut? Auzi.
Da. Ce zici de criminal? Ai, ai, ai. A omorât fetele sau nu le-a omorât? Le-a omorât. Ce-a făcut cu ele? Ce-a făcut? Le-a ars. Le-a ars. Băi, oamenii, vedeți, oamenii dă niște rezultate și răspunsuri care nu stă să le gândească. De-aia oamenii ies în stradă, și nu știe de capul lor. Ei începe să pună, ca și la întâmplarea de la discoteca aia, ei începe să iasă să pună flori, lumânări, înțelegeți? Poză tipărite cu așa și așa și așa, ca și aici și în alte părți. Lumea îi ca și turma de oi. Unde mere măgarul, mere și ele. Nilor, revin, mi-a pus Tino o întrebare, mai pune încă o dată. Ce s-a întâmplat cu Elodia? Deci fii atent. Cazul Elodia. Lasă. Vă spun eu cum m-a pus întrebarea, du-te pe unde vrei că tu umbli pe traseul, nu eu. Vă spun eu cum m-a pus întrebarea. O zis, dacă ești așa de știți, spune-mi ce s-a întâmplat cu Elodia, că tu la tot ai răspunsul. Da, eu spun ce s-a întâmplat cu Elodia. Elodia, fără să-și dea ei seama, prin conduita care a avut-o familiară, total greșită, adică și-a înșelat bărbatul pe cioacă, între ei nu mai era o relație bună, e și-a găsit un iubit, iubitul respectiv făcea parte din anumite puteri statale de spionaj din alte părți, au folosit-o prin cabinetul ei de avocatură și relațiile care le-au avut, au folosit-o în anumite domenii de spionaj și acea femeie are două variante. Ori trăiește în altă țară, sub un alt nume, cu o operație estetică. Intră într-o paranteză. Nimic. Ori o pus-o la punct forțele care au trebuit, de pe aia nu mai găsește nici peste 3 secole. Ambele variante care le-ai zis, ambele s-a lui le-au predat ziaristul Spână. Omule, nu știu, nu-l cunosc, n-am auzit pe el, înțeles, dar eu spun ce îi, variante, îmi spun ce îi, ascultă-mă aici. E ușor de a vorbi după ce-a trecut faza, ca și în momentul în care ești implicat. Bun, întrebare, Cioacă știe sau nu știe? Cioacă normal că știe. Și nu poate să demonstreze. Și de ce face pușcărie? Nu poate să demonstreze. Și și dacă ar putea să demonstreze fără corp delict contundent, n-ai cum să demonstrezi numai prin vorbe. Înțelegi? Sunt oameni care au făcut pușcărie ani întregi fără să fie vinovați. Da. Poate vreodată în viață să va demonstra nevinovăția. Așa, doi la mână. Momentul ăla când ești la volan și din greșeala ta sau greșeala altui vehicul să întâmplă un accident. Fracțiunea de secundă care o gândești tu pe moment și o pui în aplicare poate să-l salvează viața sau să te ducă spre spitale, ortopedie, gât, mâini, picioare, bandajate, dacă nu direct popă și copârșău. Și atunci, degeaba după ce s-a întâmplat accidentul, vine unul, uite ce prost a fost că el putea să facă așa și așa. Stânga-dreapta. E momentul
amplitud, de impact atunci pe fracțiune și secundă. Exact cum intră microbii ăștia care se dau mari și tare acum la televizor și zice cu telefonia, că o vorbi fata, uite, așa trebuia să procedeze, așa trebuia să procedeze, așa trebuia să procedeze cu fata. Înțelegeți? Deci, în primul rând, ei trebuia să procedeze prin teste. Ia să-ți dăm un test, fără să știe. Așa se dă testile. Stai acolo la lucru, ia mă, dă-i test la pupitru 4. Bagă mare! Ia uitați! Du-te, 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 du-te! Cartierul de jos geamul. Cartierul se moare dacă nu l-au bauți. Du-te! Cartierul l-au bauți! Aude, țigani! Du-te înainte! Cartierul l-au bauți! E nenorocire! Deci, domnilor, se dă teste și în funcție de așa ceva angajezi. Nu că gata, te-ai pus tu la pupitru și vai și amar de capul tău. Acolo trebuie să fii, înțelegeți? Și acum toată lumea, că așa trebuia să zică că te fată ca... Da, tu acum poți să-ți dai cu părerea. Din moment ce ai auzit și știi întâmplarea. Dar atunci trebuia să-ți dai cu părerea. Atunci, într-o situație din asta. Mai ai întrebări de pus, domnul Gigi Minunatu? Nu mai am. Așa. Revenim, domnilor.